Vizitele lui Joe Biden în Ucraina și Polonia au fost criticate de unii congresmeni americani. Republican, republicanul Matt Gaetz a cerut casei albe să nu mai ajute Ucraina. El a spus că liderul american a neglijat interesele Statelor Unite încă de la începutul președinției sale. Anterior, un alt membru al Congresului American, Marjorie Taylor Green, l-a criticat pe Biden pentru vizita sa la Kiev. Aceasta a calificat călătoria făcută chiar în ziua în care Statele Unite în Statele Unite este sărbătorită Ziua Președinților, drept o insultă la adresa poporului american. La Kiev, Biden a anunțat un nou pachet de ajutor militar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina. În context, Taylor Green s-a întrebat retoric dacă nu cumva Ucraina a devenit al 51-lea stat al Statelor Unite. Declarațiile congresmenilor americani și prezența președintelui moldovean Maia Sandu în Polonia în timpul discursului lui Biden nu au trecut neobservate pe rețelele de socializare. Contul de Telegram Mama Tocana scrie că președintele SUA, în discursul susținut la Varșovia, a declarat că este mândru să fie alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Despre vizita care urma să o efectueze în Polonia, Maia Sandu nu a considerat de cuvință să anunțe. Dar asta nu contează. Important este că domnul din Occidentul Civilizat a anunțat. În mod neașteptat, Sandu a apărut la Varșovia, o eroină, categoric, ironizează abonații contului Pratiestă Moldove. Plecarea neașteptată a Maia Sandu la Varșovia a stârnit un val de critici și pe platforma Twitter, care nu este atât de populară în rândul moldovenilor. Pe această rețea de socializare, șefa statului scrie postări în limba engleză. Într-o ultimă postare, Sandu a scris A fost un privilegiu să-l cunosc și să ascult discursul istoric al lui Biden. Recunoștința mea sinceră față de președintele Biden pentru sprijinul său neclintit pentru Moldova și pentru solidaritatea față de noi. Aceste declarații ale Maia Sandu pe Twitter au stârnit nemulțumiri pe alte platforme, pe care oamenii din țara noastră sunt obișnuiți să le utilizeze. Sperăm că o să-i citească cineva și lui Biden. De fapt, cine va avea nevoie, acela va citi. De asta și a fost scris, își expune opinia contul de Telegram cam să mulți în Moldove. Pentru tine ar fi o onoare dacă poporul te-ar iubi și respecta, consideră Cristina Caraman. Cucul îl laudă pe Cocoș pentru că îl laudă pe Cuc, scrie Irina Biricova. A venit stăpânul, scrie Sergei Cojemeachin și entuziasmul mai e Sandu pentru adresarea directă către ea făcută de Joe Biden în timpul discursului susținut la Varșovia a strânit numeroase comentarii. Printre acestea se regăsește. Sandu nu iubește pe nimeni, cum îi iubește pe curatorii ei occidentali. Este gata să le facă complimente la infinit, în timp ce poporul țării pe care o conduce abia reușește să adune bani pentru facturi. Au scris autorii contului de Telegram Moldavski Vagon. Ascultă poporul, nu pe Biden, îi recomandă președintelui Moldovei Olga Milutina. Despre vremuri bune nu i-ai povestit, se interesează utilizatorul OOMM. De treburile țării când te vei ocupa? Lasă-mă să ghicesc. Niciodată, scrie Stanislav Chișchilov. Doamnă președinte, ocupați-vă de treburile țării, de economie. Nu aici trăim, nu în Varșovia, spune indignat Alexei Tihonov. Oamenii care au votat-o își mușcă limba, anunță Andrei Braguța.